Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Ministrul Dezvoltării Cecheotil a semnat 63 de noi contracte de finanțare prin componenta C5, valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență. Gheorghe Flutur a spus că două proiecte sunt de la Suceava. Unul prevede renovarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Sfântului Ancel Nou, iar celălalt renovarea energetică moderată a blocului P, situat pe Bulevardul 1 Mai, numărul 2. Primul contract are o valoare de 65,7 milioane de lei Lei, iar cel de-al doilea însumează 5,6 milioane de lei. Gheorghe Flutur a spus că în ceea ce privește proiectul pentru spitalul județean Suceava, suprafața este de 25.500 de metri pătrați, arie desfășurată și vor fi executate lucrări de reabilitare termică a învelopei. Schimbarea centralei termice pe gaz cu centrale termică pe gaz în cogenerare, schimbare boiler apă caldă de consum, montare termostate electronice în fiecare încăpere, instalare chiller climatizare și conectare la instalația de cogenerare pentru producere frig, schimbarea corpurilor de iluminat cu sisteme tip LED, montarea de baterii cu fotocelule în băi, montarea ventilatoarelor cu recuperare de căldură în încăperi, montare convectoare, montare panouri fotovoltaice pentru iluminat, tuburi vidate, presurizate pentru prepararea apă caldă menajeră, montate pe șarpantă, izolarea soclului clădirii, izolarea termică a conductelor de apă caldă din camera tehnică a centralei termice și schimbarea aparatelor de aer condiționat cu aparate noi. Această modernizare va conduce la creșterea gradului de siguranță și reducerea cheltuielilor cu iluminatul și încălzirea. Șeful administrației județene a amintit că în acest an vor fi realizate mai multe investiții la Spitalul Județean Suceava. Consiliul Județean finanțând construcția unui spital de oncologie cu 83 de paturi în valoare de peste 50 de milioane de lei, echivalentul la 10 milioane de euro, pentru care au demarat procedurile de începere a lucrărilor. Se vor schimba conductele de apă din interiorul spitalului pentru a reduce riscul infecțiilor nosocomiale, la care se adaugă o serie de alte proiecte pentru dotare, ceea ce va conduce la creșterea gradului de confort și siguranța pacienților și scăderea cheltuielilor de funcționare.